pentru toți băieții și toate fetele care încearcă să slăbească în această perioadă a anului. Și de pe 1 ianuarie slăbesc până pe 7, am o dedicație pentru... Lăsați-vă, și am făcut la fel. Fii atent aici. Hai! În toate pozele și postările despre cum merge la sală de pe 1 ianuarie. Toate pozele, motivațiile, ai de frate să fim sincer, nici dracu nu le crede. Doar băgat minciună la început de lună, hai că asta-i bună, nu vă cred. Că mâncați salate și bați porturi, frate, dar în realitate ești ciumec. Du-te cu promisiunea, că nimeni nu este fraier, nu păcălești lumea. Du-te, că mă dai pe spate, fix într-o săptămână, hai să te lași de toate! Iauzi! Hup! De pe 1 ianuarie e minciună! New me, new life! Postări! Te-n grași mai tare, auzi? Nimeni nu minte mai mult ca noi. Și eu am început de pe 1 ianuarie. Azi este 2. M-am lăsat! Toate pozele, rezoluțiile despre cum face schimbare, să fim ținte, nu ține. Toate planurile, promisiunile, cred că ai să te ții tot, dar nu mai vorbim în martie. Dai hashtag schimbare când pui o postare și faci poză în care arăt fai. Și hashtag new year și hashtag transpir, mai las-o sictit, stai online. Du-te cu citate, nene, că ție să mergi la pâine uneori țelene. Du-te, lasă-te de fală, că am văzut ai puțin cioi de pe un mers la sală. Aoleu, iauzi, ha! Pentru toată lumea care încearcă să slăbească două săptămâni, de când începe 2022, lasă-te de fală, lasă-te de mers la fală, nu se îngrașă porcul! După ce l-ai tăiat!